Bună ziua, dragilor! Sunt Ana Maria Ivan și săptămâna aceasta, în cadrul programului lecturii, a venit rândul poeților clasici români. Eu l-am ales pe Lucian Blaga, pentru că în perioada de pregătire pentru admitere la facultate l-am răsfoit și l-am tot răsfoit și l-am cercetat și acest volum de opere este o carte foarte dragă pentru mine. Așa că am să citesc câteva poezii pe care le-am selectat atunci. Ghimpi. Eram copil. Mi-aduc aminte, culegeam odată trandafiri sălbatici. Aveau atâția ghimbi, dar n-am voit să-i rup. Credeam că sunt muguri și că o să înflorească. Te-am întâlnit apoi pe tine. Câți ghimbi, câți ghimbi aveai. Dar n-am voit să te despoi. Credeam că o să înflorească. Azi toate astea îmi trec pe dinainte și zâmbesc. Zâmbesc și hoinăresc prin voi zburdalnic în bătaia vântului. Eram copil. Biografie. Unde și când m-am ivit în lumină, nu știu. Din umbră mă ispitesc singur să cred că lumea e o cântare. Străind zâmbind, vrăjit suind, în mijlocul ei mă împlinesc cu mirare. Câteodată spun vorbe care nu mă cuprind. Câteodată iubesc lucruri care nu-mi răspund. De vânturi și isprăvi visate îmi sunt ochii plini. De umblat umblu ca fiecare. Când vinovat pe coperișurile iadului, când fără păcat pe muntele cu crini. Închis în cercul aceleiași vetre, fac schimb de taine cu strămoșii. Seara se întâmplă mult cum să ascult în mine, cum se tot revarsă poveștile sângelui uitat de mult. Binecuvânt pâinea și luna. Ziua trăiesc împrăștiat cu furtuna, cu cuvinte stinse în gură. Am cântat și mai cânt marea trecere. Somnul lumii, îngerii de ceară. De pe un umăr pe altul, tăcând, îmi trec steaua ca pe o povară. Și un ultim scurt poem, foarte drag, sus. Împisc sus, numai noi doi. Așa, când sunt cu tine, mă simt nespus de aproape de cer. Așa de aproape, îmi pare că te ți-aș striga în zare numele, i-aș auzi ecoul răsfrânt de bolta cerului. Numai noi doi. Sus.